Directorii seminariilor teologice ortodoxe din cadrul Arhiepiscopiei Iașilor s-au întâlnit joia aceasta într-o ședință de lucru la seminarul teologic ortodox Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț. Dimineața a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Să dăruiască Dumnezeu putere directorilor și profesorilor din seminariile noastre să găsească drumul cel mai potrivit pentru ca tinerii elevi de seminar, elevele, să fie povățuite, îndrumate, înțelepțite pentru a fi oferite Bisericii lui Hristos odrasle curate, sfinte, curajoase într-o propovăduirea și mărturisirea și trăirea Evangheliei. Această întâlnire are pentru noi, cei de la seminarul de la Mănăstirea Neamț, o semnificație deosebită prin faptul că observăm că faceți ca seminarul de la Mănăstirea Neamț să fie un fel de centru de misiune, dar în același timp este bucuria întregii Moldove, pentru că de aici va porni, de fapt, această direcție de a sluji mai mult și mai bine și mai frumos pe Hristos. Discuțiile au vizat trasarea unei strategii de abordare a sistemului educațional actual. Arhiepiscopia Iașilor este binecuvântată de Dumnezeu cu mai multe seminarii teologice, și de băieți și de fete, și aceste întâlniri anuale cu înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan au darul de a conecta, să spunem, viziunea bisericii la actul educațional. Pe de o parte, pentru că în seminariile acestea se pregătesc viitorii slujitori ai bisericii și vedeți și dumneavoastră câte provocări sunt sau câte provocări apar de pretutindenea. Pe de altă parte, cred că în fața acestor provocări nu putem oferi decât un răspuns stând împreună, adică fiind solidari în jurul acestui chip de slujire pe care ni l-a dat Mântuitorul Hristos. Întrunirea a avut loc la Casa de Pelerinaj Ierusalim Hozeva a seminarului teologic de la Mănăstirea Neamț.